Cine desenează mai bine primește un super premiu! Această provocare te așteaptă azi la Multidu Food! Rămâi cu noi, va fi amuzant! Am noroc azi! Nici la mine nu-i rău! Iar eu trebuie să desenez fără mâini, nu-i cinstit! Pentru cel mai bun desen, câștigătorul va primi o consolă nouă! Apropo, timpul deja se scurge! Grozav! Chiar aș vrea o consolă! Trebuie să mă străduiesc! Desenatul cu creioane e plictisitor! Am nevoie de altfel de culori! Aici sunt toate culorile de care am nevoie! Acum am mai multe șanse să înving! Ba nu, eu trebuie să înving! Wow, ce multe ați desenat deja! Dar al meu va fi mai grozav! Uimitor! Iese prea frumos! N-am să permit una ca asta! Trebuie să-i stric desenul! What? Hei! Haideți să fim corecți! Fie, fie! Apropo! What? Timpul s-a scurs! Arătați-mi desenele! Okay. Cum vi se pare? E super colorat! Mie nu-mi place! Dar al meu? M-am străduit! Nu-i de ajuns! Și eu m-am străduit! Mi-a ieșit? Da, e foarte tare! Vin aici! Trebuia să fie a mea! Haide, acum joacă tu! Grozav! Poftim? Nu știi deloc să joci! Dă-mi joystick-ul! Dă-mi-l, l-am câștigat! Nu! Uite, așa e mai bine! Mai întâi învață să joci! Beata Lucy! Cu o mână nu e așa de rău! Ok! Fără mâini nu-i grozav deloc! Doar eu am noroc! Le pot folosi pe ambele! Bine, fetelor! Sunteți gata de provocare? Premiul vă va uimi, vă asigur! Pentru că premiul vostru va fi aur adevărat! Wow! Incredibil! Aș vrea să-l țin pentru mine, dar azi e cadoul vostru! Așa că străduiți-vă, desenați, începeți! Trebuie să primesc aurul ăsta! Trebuie să desenez mai rapid decât prietenele mele! Până acum mă descurc grozav! Câte chestii îmi pot lua! Am terminat deja! Ce să mă fac? Știu! Ce faci cu el? Înăuntru este salvarea mea! Nu ai salvare! Atunci asta ce e? E praf auriu! Vai! Hapciu! De ce pui pe noi? Fu, n-avem aer! Ce ai făcut? Ups, n-am vrut! Timpul vostru s-a scurs! Să vedem! Uitați ce frumos! Ai stricat tot! Eu zic că ai ieșit grozav! Nu, așa nu! Toate desenele sunt groaznice! Așa că aurul rămâne la mine! Încotro! Și premiul? Nu-i cinstit! Fără mâini! Iar eu cu o mână! Eu cu două! Văd că sunteți pregătiți! Premiul vostru de astăzi, aceste role! Începeți! Trebuie să câștig! Și am creionul potrivit! Eu nu am! Și nu doar creionul, am și un pantof de care mă voi folosi! Iar asta nu e tot! Mă voi folosi și de ochelari! Chiar că isteți! Mersi, știam! Iar eu ce să mă fac? Cred că culoarea nu e așa de importantă! Contează cum desenez rolele! Albastrul și bejul se potrivesc de minune! Yeah!
să mă fac? Știu, am o idee interesantă. Dacă nu am voie cu mâinile, atunci voi desena cu picioarele. Ciudat. Ciudat, dar funcționează. E cam greu, dar îmi va reuși. Timpul s-a scurs. Arătați-mi ce v-a ieșit. Priviți ce grozav. Nu, e oribil. Dar la mine deja e mai bine. Cum vi se pare desenul meu? Iar asta e exact ce trebuie. Ura! De aceea aceste role minunate sunt ale tale. Felicitări! Știam eu că le voi câștiga. Îmi doream foarte tare rolele astea. Sunt roz și cu siguranță foarte rapide. Ce grozav! Vai, se pare că cineva nu prea știe să se dea pe role. Nu-i deloc amuzant. Eu zic că este. De acord. Ajunge cu prosteala. Să vedem cartonașele. O mână nu-i rău, dar cu două e mai bine. Cel mai rău e fără mâini, ca la mine. Sigur vă va plăcea premiul de azi. Doar e o... caracatiță. Ce mai e și scrâboșenia asta? Iac! Oribil! De acord, oribil! Timpul vostru se scurge de mult. Îmi voi bate joc. Așa cu siguranță nu voi primi scârboșenia asta. Hei, de unde a apărut o caracatiță? No. Ai noroc. Ce să mă fac? Știu. De ce să desenez? Am să arunc foaia. Atunci nu o să mai am pe ce desena. Ce idee bună! De acord. Ce e asta? De unde am o caracatiță? Doar eu știu cum să fac să n-o primesc. Am să înghit foaia. What the? Chiar nu-i rea la gust. Timpul s-a scurs. Arătați-mi desenele. Ce să ne facem? Chiar! Nu! Nu sale mele! Luați-le! Luați-le! Nu ați făcut nimic? Absolut nimic. Nici eu. Dar Kate-a noastră, da! Kate, bravo! Caracatița aia ta! Stop! Unde e? A fugit! Unde a fugit? Cu cine? Ciao. Cât nu e prea târziu, eu am întins-o! Pa, fetelor! Uite-o! Luați-o de pe mine! Ce oribil! Din nou fără mâini! Iar eu cu ambele! Eu cu una! E minunat, întrucât de data asta premiul vostru e un tort imens și super gustos! Credeți-mă, e grozav! N-ați gustat nimic mai delicios! Dar pentru a-l primi trebuie să vă străduiți! Începeți! Tortul ăsta trebuie să fie al meu! Sunt super flămând! Nici vorbă! Oricum voi reuși! Iar tortul va fi al meu! De ce să desenez cu un creion dacă cu mai multe deodată e mai comod? Incendiu! Of, acum am foaia îngăurită! Iar mie mi-iese de minune! Tortul din desen e copia exactă! Ba chiar că-mi vine să-l mănânc, atât de bine arată! Iac, Andy mănâncă foaia! Cred că încă pot câștiga! Trebuie să mă concentrez și să mă străduiesc! Pot să o fac! Ce mai? Timpul s-a scurs! Să vedem desenele! Hei, Andy! Nu mai mânca! Arată-ți desenul! Vai! L-am mâncat! La mine a fost un incendiu! E oribil! Iar eu l-am mâncat! Da! Dar eu m-am străduit pe bune! Bravo, Suzy! Tu primești tortul!
Ce tare! Tot tortul e al meu! Poate pot gusta? Nu, nu-l atinge! E al meu și mă descurc singură! Ce delicios e! Chiar nu mă pot opri! Cu două mâini grozav! Eu cu una nu-i rău! Doar eu n-am noroc din nou! Deja chiar că nu-i cinstit! De data asta vă așteaptă niște popituri! Oh, chiar că te prind! Te prind! Tare! Vai, m-am distras puțin! Fie, premiul vostru va fi un popit imens! Incredibil! Așa-i mult mai bine! Trebuie să fie al meu! Timpul deja se scurge! Am o idee! Contează să apuc să fac! Popitul va fi al meu! Păcălețul ăsta mă va salva! Vedeți voi, eu îl voi primi! Păcăleț, ia-ți gândul! Nu mă credeți, dar e ca și al meu! Trebuie doar să desenez niște puncte pe el! Ciudată idee! Nu va ieși! Imediat vom afla! Cred că odată e prea puțin! Trebuie de mai multe ori! Am nevoie urgentă să mă grăbesc! Nasule, ajută-mă! Nu arată rău deloc! Oh, doar eu desenez clasic! Și popitul va fi al meu! Ați înțeles? Tu ai văzut ce mă zgălește acolo? Mă zgălesc? Oh, nu! Se pare că am distrus tot! Timpul s-a scurs! Stop! Ok! Cum vi se pare ideea mea cu făcălețul? Chiar că ai reușit! Am o idee! Păi nu prea! Eu am stricat tot, știu! Da, de aceea câștigătoarea este Monica! Să o felicităm! Wow, e al meu? Exact! Ține-l! Nu-i corect! Dă-l încoa! Nu ți-l dau, e al meu, l-am câștigat cinstit! Vai, iar în timpul ăsta eu mă pot juca, uimitor! Dă-mi-l! Uite, s-a rupt! Nu-i nimic! Și așa ne putem folosi de el! Chiar, ce grozav! Da, e așa de... Of, eu doar cu o mână! Iar eu cu două! Eu cu niciuna, ce oribil! Mai rămâne să vedem doar ce premiu ne așteaptă! Exact! Doar este un concurs cu premii! Vă va plăcea pentru că sunt chipsuri! Și nu orice chipsuri! E o cutie uriașă! Ce părere aveți? Uimitor! E enormă! Și probabil și chipsurile din ea sunt super gustoase! Chipsurile chiar sunt enorme! Doar ca să le primiți trebuie să le desenați! Așa că timpul deja se scurge! Vreau chipsuri pentru că mi-e foarte foame! Și chiar am un plan malefic! Vor fi ale mele! Gata, ajunge! E timpul să lucrăm! Mai întâi trebuie să mă scap de concurență! Deja știu ce voi face cu Lucy! Șoseata mea cea veche mă va ajuta cu asta! Și cum vei mai desena acum? Ce crezi că faci? Nu mai am cu ce desena! Știu! Nu-i cinstit! Imediat mă scap și de tine! Gata! Acum sigur voi învinge! Mi-a mai rămas doar să desenez Pringles! Sigur îmi va ieși minunat! Dă-o jos! Dacă nu o dai tu, o dau eu! Uite așa! Mă cam îndoiesc! Timpul se scurge! Sunteți gata să arătați desenele? Nu, nu suntem gata! Păi, ce-i de făcut? Trebuie, pentru că timpul s-a scurs! La mine e totul gata! Se pare că Emma nu se descurcă! O ajut eu! Ce-i cu muzgăleala asta? Iar la tine, Lucy, ăsta e desen normal? Așa nu se poate! Dar lucrarea mea cum e?
Wow, Zec, mă uimești! Ura, am câștigat! Vor crede că înăuntru sunt chipsuri. Dar cred că le voi lăsa pentru mine. Iar în cutie va fi o farsă. Sigur le va plăcea. Yes! Să vedem ce reacție vor avea. Sigur nu se așteaptă la așa ceva. Zec, chipsurile sunt ale tale. Grozav! În sfârșit pot înfuleca. Mai rapid! Ce mai e și asta? Unde-i prânzul meu? Așa-ți trebuie. Ai câștigat necinstit, acum îndură. Groaznic! Sunteți gata să vedeți premiul? O coroană adevărată! Contează să o desenați frumos și a voastră. Timpul se scurge. Ce tare! Voi fi o prințesă! Voi avea un castel! Gata cu visatul! Haideți să desenăm! Chiar, doar trebuie desenată. Și atunci sigur va fi a mea. Ba nu, va fi a mea. Nu știu cum să o desenez. Și nici nu prea am trebuie. Iar mie da. O voi desena până la ultima linie. Așa. Și așa? Ce faci? Nu mi-l strica oricum i-ai urlit! Incredibil! Ce? Te-am ajutat? Cum să fac să câștig? Știu, sclipiciul e salvarea mea. Niciodată nu-i prea mult sclipici. Și încă puțin. Cu grijă! Ți-am îmbunătățit desenul! Ce-am făcut? Și ți-am zis să ai grijă. Ce mai, timpul s-a scurs. E timpul să vedem lucrările. M-am chinuit cum am putut. Uita și a ieșit. E groaznic, nu se potrivește. Dar al meu? Păi, îmi place mai mult. Iar eu? La mine cum e? Grozav, e perfect. Tu ești câștigătorul. Eu? Dar eu nu vreau coroana asta. Ce să fac cu ea? Dacă ai câștigat-o, ia-o! Trebuie să o pui pe cap, așa că dai drumul! O, Doamne, ce prințesă frumoasă! Ce? De ce sunt în rochie? Am nevoie urgentă să mă schimb! See you later! O, nu, fără mâini! Iar eu din nou cu două sunt un norocos! Iar eu cu una, nu-i chiar așa de rău! Sunteți pregătiți de o nouă rundă? Atunci poftiți! Premiul vostru, o paletă imensă de culori! Începeți! Timpul se scurge! Vreau să câștig! Trebuie să desenez cu gura! Încotro! Și eu cu ce mai desenez? Chiar! Ce faci? Îmi las urmele pe foaia asta! Uite ce tare mi-a ieșit! Mi s-a blocat ceva în pantof. Să-l scot. Așa. Și puțin din asta. Aha, avem un hoț aici. Îți arăt eu ție, hoato. Cred că nu-i va plăcea guanga. Gata, era doar o pietricică. De unde-i gândacul? Ajutor! Monstru! Ține asta, insectă scârboasă! Ține asta și asta! Cred că s-a dus. Gata, nu ne va mai deranja. M-am descurcat eu cu el. Ciudat, nu se mișcă deloc. Pentru că nu-i adevărat. Really? Ha, ha!
În sfârșit v-ați prins, credeam că nu vă mai dați seama. Nu-i cinstit. Cred că m-am gândit cum să fac să desenez paleta mai ușor. Am nevoie doar de degete. Asta nu-i paletă, e o măzgăleală. Sunt un geniu! Gata, genilor, timpul s-a scurs. Arătați-mi desenele. Uitați! Cum vi se pare opera mea? Fără cuvinte. Dar eu, a mea, sunt un geniu? Nu, e un coșmar. Uitați desenul meu. Uite, asta e altceva, îmi place. Grozav, paleta e a mea. Da, chiar așa, acum o aduc. Vai, scuze! Oh, nu, ne sufocăm. E un nor de praf. Ce amuzant arătăm. Adevărat. Mă scuzați încă o dată. E tot ok, e haios. De acord.